Bună ziua! Astăzi o să vă arăt cum montez eu o baterie pentru bucătărie. Asta e. Mai întâi trebuie oprită apa ca să nu avem scurgeri și de astea și revenim imediat. Am revenit, am închis apa. Acum să desfacem aici ce este. Uitați, aici noi am avut o mică problemă. Nu încăpea cheia aici. Am încercat să deschid în deasupra, dar nu mergea. Așa că am stricat puțin în roată împrejur ușor cu ciocanul și cu dalta. Și cam așa se deschide. Normal și normal. În caz de întâmpinat vreo problemă de asta, să știți ce aveți de făcut. Curățăm locul puțin. Încă ne pai în sens invers, ca să fie mai... Așa. Acum îl punem acolo. Gata, noi am terminat de pus asta în perete. Aici ne curge puțin apă, dar nu ține robinetul prea bine de la principală, nu e problemă. Asta adăugăm garniturile. Normal trebuia să punem și câine pe aici, dar la garniturile care le are, noi o să punem fără la astea. Așa, acum la strângere. Trebuie să avem grijă cu vopseaua asta, că e posibil să ia. Dar noi o să încercăm. Să punem ceva. Ia să vedem cum asta merge. Nu e bine să strângem doar într-o parte deodată. Așa, mai am pus capacele, cam uitat de ele. Deci trebuie pus mai întâi capacele și după aia să închidem aici. Așa că nu uitați de cărpă. Să nu dăm vopseaua jos de pe filele de acolo. Uitați, cam așa a fost montarea unei baterii. Asta e bateria veche. Am înlocuit-o cu baterie de la Trendis. Așa arată cutia. Am mai făcut o probă și înainte. Avem aici așa, apa rece. Aici, dacă îl învârtim, avem apă normală. Aici, așa. Foarte, foarte utilă această baterie. Uitați. O seară bună vă doresc.